Aș vrea să începem cu un subiect ce sunt convins că o să vă intereseze și cine știe, poate chiar putem să dăm o mână de ajutor. Pentru că la 91 de ani, compozitorul Temistocle Popa riscă să fie dat afară din casă pentru că apartamentul în care locuiește este revendicat. Nici el, nici soția lui de 90 de ani nu au unde sau la cine să se ducă. Iar dacă se întâmplă asta, ajung pur și simplu în stradă. După o viață de muncă, și în orice fel de muncă, și în orice fel de viață, vorbim totuși de unul dintre oamenii căruia România anilor 60, 70 și 80 îi datorează muzica. El de toamnă îi vorbea, iată cea, iată cea, el spunea cum că ploua, iată cea, iată cea, ca-n ziua când tot așa, iată cea, iată cea, și o lebăd trecea, care tăcea ca și ea. Unde ți-ai pierdut iubirea? Spune-mi unde, pe ce drum, să mă duc eu s-o adun și în pieptul tău din nou s-o pun. Temistocle Popa, versurile Aurel Storin, lângă dragoste. Deci tot o melodie de dragoste pe care vă oferă Corina Chiriac. Lângă dragoste, lângă dragoste, am avut noroc pe pământ. Iubite, mă doare gândul trist că n-am să mai exist de-acum. Voi fi ce n-am mai fost, un rost fără de rost și o piatră uitată în drum. Dan Spătaru, Corina Chiriac, Gică Petrescu, Angela Similea, Margareta Păslaru sunt doar câțiva dintre artiștii cărora Temistocle Popa le-a dăruit succesul cu piese fără vârstă. După ce a devenit cunoscut cu melodia La Lele, cântată de Luigi Ionescu în 1966, Temistocle Popa a compus sute de piese de muzică ușoară, muzică de film, muzică simfonică și corală. E greu de crezut că la 91 de ani, după mai bine de 50 de ani de carieră, compozitorul este la un pas de a fi dat afară din casă împreună cu soția de 90 de ani. Așa este viața făcută, sucită și puțin aiurea, pentru că odată când se termină, se termină. Dureros e că istoria se repetă. Temistocle Popa a mai fost evacuat acum 10 ani dintr-o casă unde a stat încă din tinerețe. Clădirea era naționalizată, iar proprietarul a revendicat-o și l-a anunțat pe compozitor că trebuie să părăsească imobilul. I-a oferit în schimb posibilitatea de a locui într-un apartament din zona Dorobanți. Ca într-un scenariu nefericit, astăzi omul care i-a luat prima casă compozitorului și i-a dat apartamentul este la rândul său chemat în judecată. O altă persoană revendică apartamentul de astăzi al lui Temistocle Popa și îi cere acestuia să părăsească și acest imobil. Compozitorul și soția acestuia, Cornelia Teodosiu, sunt prinși în mijlocul unui proces al celor doi proprietari, la sfârșitul căruia riscă să ajungă în stradă. Am fost evacuat acum 10 ani. A venit un proprietar că e casa lui. Nu e a lui, e a lui socrului. Fata lui îl moștenește, nu știu. Niște lucruri așa necurate au fost. A fost o escrocherie mare. N-am făcut proces pentru că el a preluat tot. El a preluat să facă actele, el a preluat să facă contractul, el a preluat tot. Proprietarul care mi-a dat casa asta. Dar el a avut acte la mână, iscălite de primărie. El pe mine nu m-a deranjat cu nimica decât cu mutatul. A luat, a adus un camion aici, a umplut toată casa cu mobilă, cu tot, și mi-a adus aici. Și acum lucrurile se repetă cu proprietarul ăsta care a venit și mi-a cerut să mă mut și mi-a trimis și avocat să mă sperie că dacă nu mă mut, vine și mă evacuează cu oameni. A venit, a măsurat, a nu știu ce, gata că mă dă afară. Și de atunci îmi trimite tot timpul la tribunal ca să mă prezint că trebuie să iei tău casa, că e a lui, e a ei. Așa e legea la noi. Și făcută și anapoda și poate răutăcios. Apropiații lui Temistocle Popa îi cunosc drama. Cei mai mulți dintre ei sunt alături sufletește de compozitor. Doar că cei care îi mai trec pragul casei se împuținează pe zi ce trece.
Totuși, Octavian Ursulescu a scris o carte biografică dedicată compozitorului, în care trăgea și un semnal de alarmă asupra faptului că Temistocle Popa ar putea să rămână pe străzi. S-a mutat în căsuța din strada Crăciunul, căsuță mică, modestă, unde n-au mai avut loc nici trofeele, nici cupere, nici diplomele. Fotografiile, am înțeles că le-a depozitat în pivniță și acolo umezeala l-a distrus. Însă și masa lui de lucru, masă superbă de stejar, a trebuit să o taie, așa că am luat o treime ca să intre în casă. Bine că a intrat pianina. În ciuda problemelor, Temistocle Popa găsește încă puterea să vorbească despre cariera pe care și-a construit-o. Chiar dacă s-a născut într-o familie de oameni săraci, Temistocle Popa a făcut istorie. Melodiile sale au prins glas cu ajutorul unor artiști ca Maria Tănase, Gică Petrescu, Cătălin Crișan, Doina Badea, Margareta Păslaru, Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Angela Similea și Marina Voica. De departe, cel mai mult s-a bucurat de atenția compozitorului Dan Spătaru, pentru care Temistocle Popa a compus peste 70 de cântece. Foarte mult și-a iubit meseria. Cel mai frumos cântec sunt cele două cântece pe care le-am făcut pentru țigani. A, ăla de-a lui Monica? De-a lui Monica, Angel. Cântec, Zorele a fost primul meu premiu de la mamaie. Eu nu prea am luat bani la cântăreții care cărora le-am încredințat. Am trăit ani de zile și trăiesc acum din șlagrele pe care mi le-a scris dânsul. Eu îl iubesc tare mult pe Neatemii pentru că a avut întotdeauna și are o coloană vertebrală extraordinară în ceea ce înseamnă muzica ușoară românească. Cariera impresionantă și admirația publicului sunt umbrite de problemele cu care trebuie să se confrunte Temistocle Popa și soția sa. Cu o pensie de 1000 de lei, respectiv 1100 de lei, cei doi sunt nevoiți să achite facturi de aproximativ 1800 de lei doar la gaze, într-o casă în care igrasia și umezeala sunt vizibile în fiecare colț. Din cauza vârstei și a frigului, Temistocle Popa și Cornelia Teodosiu au probleme de sănătate, probleme agravate de condițiile de viață. Cei doi fac apel la noi pentru a putea să-și trăiască bătrânețea într-o locuință decentă și pentru a scăpa de procese. Totuși, cu un umor și o poftă teribilă de viață, domnul Temistocle Popa și Cornelia Teodosiu reușesc să-și ducă decent traiul zilnic. Ți-am lăsat sticlele cu apă să se încălzească pe soba aia-laltă. Da. Ai nevoie de ele, ți le aduc. N-am nevoie de ele. Mai țiu picioarele mai devreme, că folosiți sticle cu apă caldă, da, pentru a vă încălzi. Păi așa fac. Da. Dorm cu două sticle în pat. Temi, pune pe umeri. Ce? Pune pe umeri jacheta, că e rece. Păi înseamnă că se știu și eu frumos. Ești frumos și cu jacheta, să știi. Trebuie să mă rog de el să ia o pastilă câteodată, că are patru mai basuri, știi? Foarte important să nu mai stăm în groapa asta de culei, de aici, așa că este îngrozitor. Nu se încălzește de 10 ani de când stăm aici, nu se poate încălzi. Uitați-vă, asta... Da, arde dimineața de la 8. Special ca să găsesc... Da, ca să să stăm puțin. Știam care această problemă cu casa. Eu am sperat că nu va fi iminentă, că durează sau că îi se va oferi altceva, deși iar să se mute. Iar să-l iei pe omul ăsta cu de saga, să-l muți în altă carte. Mi-am casă. Unde să-l arunci pe Temistocle Popa la 91 de ani, în plină iarnă? Mi se pare absolut aberant. Sper să se liniștească și cu această nebunie vis-a-vis de case și de locuințe. Așa se întâmplă la români. Oamenii, a pățit-o și Mihai Constantinescu și au pățit-o mulți, oamenii de valoare și mai ales în ceea ce înseamnă în artă, nu interesează pe nimeni. Normal,
un om ca Temistocle Popa la valoarea dânsului ar trebui să aibă nu o vilă, 10. Noi nu putem decât să-i transmitem dragoste, nu avem putere. Dar cei care sunt mai sus ar putea să spună, domne, acest om este un monument, hai să nu-i umbrim senectutea și ultimii ani ai vieții.